Cam așa ceva fac. Eu, mă rog, din piesele astea se pot face diferite sobe. Asta e, de exemplu, o cahlă veche, cam în secolul XVIII-lea, cam așa, după 1700, s-a început în Transilvania să se folosească angoba asta albă, pictată cu albastru. Aici trebuie să ții tot timpul tot acoperit, că altfel se usucă prea repede pe căldurile astea. Deci, ăsta e. Numai să nu scrieți asta. Asta e pământ unguresc prelucrat de un sas vândut la un român. Așa. Deci, pământul ăsta e din Cerchești. Ce se întâmplă? Dacă faci din pământul ăsta, argila asta, o vază, o farfurie, nu știu ce, și are ceva înăuntru, ce nu trebuie să fie, sare afară. Deci, lutul nu te iartă la... Dacă un pic de calciu înăuntru... Numai o vază o arunci, o farfurie o întorci, dar dacă o sobă de teracotă gata și îți sare dintr-o placă, n-ai ce face, n-ai cum să întorci toată soba. Scula de lucru, ca în bucătărie, se întinde pământul ăsta să se facă exact cât trebuie pus într-o formă de asta din Ipsos. Deci ca un aluat, așa se și comportă, vedeți? Acesta e un tipar, un model, practic, nu știu, tipar, cred că se spune pe românește. Acum se presează. Eu colaborez cu un sobar din Sibiu pentru că poți să faci cele mai pictate hahle dacă sau dacă le pune și nu le pune bine sau, mă rog, construcția sobei nu e în regulă, atunci o urăști dacă iese fumul pe unde nu trebuie, știți? Deci sobarul e cel mai important la toată faza asta. Aproape în fiecare casă se făcea un meșteșugar. Și taică meu la fel, macăncindarea era un pic mai aparte, pentru că și femeile aveau lucrul lor manual care se putea vinde. Deci nu exista să nu fie casă unde să nu se facă ceva. Astea sunt marginele care vin lipite. Și lipiciul ăsta se face tot din acolo în butoi, din resturi care se mai înmoaie odată, se pune apă. Se lucrează mult mai mult în spatele unei cahle decât pe față. E și normal că partea din spate e mai importantă, pentru că acolo sunt forțele în sobă când se... află în exploatare, cum se spune. Deci se mai pune un strat aici de luțe, face, se întinde, se fac găurile alea. Găurile alea se fac ca să circule aerul în cuptor când se la ardere, să fie o temperatură uniformă peste tot. Na, și... Deci, practic, a patra zi se scoate din formă și atunci în industrie se ia lut din ăsta alb, din start. Dacă e cazul, se mai pictează peste el, deci cade partea asta de... Pentru că momentul care îl pui, cum îl pui, cum îl usuci, e foarte important să rămână chestia asta albă pe ele. Deci să nu după aceea să ceapă, să crapă, să se decojeze, să nu știu ce și... Asta trebuie urmărit. Deci cam așa se face, se toarnă peste asta. Să știți că a fost ceva fantastic revoluția aia, mai ales dacă o trăiești la vârsta aia.
Și ai tot timpul visul ăla să pleci. Că la Saș era cam știut că le vine rândul la tot să plece pentru că Ceaușescu ne vindea. Noi suntem sași, nu suntem germani. Eu sunt sas. Eu sas pot să fiu numai în Transilvania. În raport cu românii și cu ungurii și cu țiganii și cu evrei și cu armenii și cu bulgarii și cu tătarii și cu turcii și cu toți minoritățile astea care aici în Germania nu prea există înțelegere. Erau atâtea posibilități în România acelor vremuri și era atât de interesantă viața aici încât era aproape imposibil pentru noi de plecat pentru că eram în mijlocul în toiul evenimentelor. Și libertatea asta de aici, anarhia aia din anii 90, aia nu o dădeam niciodată pe libertatea din Germania. Gândiți-vă, când mergeai în Sibiu, la primul semafor era verde, credeți că puteai să treci pe verde, trebuia să oprești, să vezi ăla care are roșu, dacă respectă verdele meu și după aia mergeam. Deci era, până am înțeles atunci, că libertatea ta se oprește unde începe a celuilalt, a durat mult.